Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor de reabilitare a DJ-562A pe tronsonul Gruia-Rogova, în lungime de 25,6 km. Este vorba despre lotul 1 al proiectului de reabilitare-modernizare a 112 km drumuri județene din Mehedinți, proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene în cadrul programului operațional regional. Lucrările care au fost realizate în această zonă sunt de foarte bună calitate, traficul pe acest tronson desfășurându-se în acest moment în cele mai bune condiții. Pe lângă partea carosabilă care a fost complet reabilitată, s-au realizat șanțuri, rigole carosabile și de acostament, legături cu drumurile laterale, trotuare pe o distanță de aproape 8 km, accese la proprietăți, podețe laterale, podețe transversale, au fost reabilitate două poduri. Totodată s-au realizat marcaje rutiere, s-au montat borne kilometrice și indicatoare pentru fluidizarea traficului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. În cadrul proiectului de 112 km au fost recepționate până în prezent tronsoanele Punghina-Oprișor și tronsonul Oprișor-Bălăcița. Continuă lucrările pe celelalte două loturi ale proiectului, drumul județean 561A de 32 de km, precum și drumul județean 607 de 26 de km. Acesta este cel mai amplu proiect de reabilitare și modernizare a drumurilor județene din Mehedinți din ultimii 30 de ani. Iar pe măsură ce se implementează, ne apropiem din ce în ce mai mult de obiectivul pe care mi l-am propus pentru județul nostru, acela de a avea o infrastructură rutieră modernă. Astfel, deschidem calea pentru noi investiții și dezvoltarea turismului, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Județul Mehedinți continuă să fie un șantier în lucru sub conducerea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, astfel că administrația județeană lucrează la noi proiecte ce vizează toate domeniile importante pentru cetățeni.